Salutare băieți, vă salută Talebanul și astăzi vreau să vă povestesc cât de zmardoi eram eu când eram mic, dar cu pumnul și cu fața tovarășilor. De mic eram foarte, foarte, foarte zmardoi. Dar eu eram zmardoi cu gura. Deci, să vă spun așa, ca să iau cu sfârșitul, ca să începem după aia cu începutul. Când am plecat din România, fratele meu și tovarășii mei m-au dus ei la autobuz ca să fie siguri că intru în autobuzul ăla și plec. Că nu mai puteam. Și de ce? De mic, eram așa, prost de gură. Cum mă uitam la fața ta? Îmi băgam un pula în tine, mă luam de tine, ce faci mă, ce treci tu pe aici prin cartier? De ce vorbești mă cu lumea? Bă, ce faci aici? Numai figuri de bombardiere aveam în cap. Dar problema care e? Problema e că eu dădeam mult din gură, da? Dădeam și puțin cu pumnul. Și aveam tovarăștii mei care erau zmardoi cu pumnul ei. Eu mă dădeam cu gura. Ei se dădeau cu pumnul. Dar problema care e? Că între gura mea și pumnul lor, de foarte multe ori, intervenea bocancii altora. Deci eu mă luam de ei. Alții săreau cu pumnul și veneau ăia cu bocancul, îți dădeam bocanc în cur și plecam acasă toți bucuroși. Nu să uit în viața mea când m-am luat de un băiat care venea pe acolo prin cartier și vorbea cu fetele. M-am dus la el, bă, ce faci mă aici? Alu, cine ești? De ce veniți pe aici? Și ce vrei din cartierul ăsta? Băiatul ăsta, fiind băiat deștept, a tăcut din gură și a plecat. Mă întâlnesc cu tovarășul ăsta al meu și zic, hai mă să mergem și noi prin centru. Dăm o tură ca săraci. Ne plimbăm, ne vede lumea și ne întoarcem acasă. Bă, mergeam pe stradă. Cred că n-am făcut 200 de metri. Și din fața noastră vedem pe băiatul ăla și cu încă unul. Băiatul ăla de care doar ce mă luasem. Bă, ce aveți cu tovarășul meu? Bă, n-avem nimic. Eu. Nu, bă, n-avem nimic. Ce? Tovarășul meu? Ce vrei, bă? Bă. Bă, fraților, n-o să uit în viața mea. N-o să uit în viața mea pantofii lui băiatul ăla. Bă, avea pantofii doar ce ieșise în moda aia mâncață și cu cioc de rață. E minciună să mor eu. Bă, când am văzut pantofia lui în curul lui tovarășul meu, nu știu de ce, dar am impresia că i-au ieșit emoroizi fratele lui tovarășul meu după ce și-a luat pantoful ăla în cur. Nu știu de ce. Tot tovarășul ăsta al meu a mai avut parte de un episod de genul ăsta. Eram în oraș, erau zilele orașului și când erau zilele orașului, ieșeau toți zmardoi pe centru. Bă, frate, și aveam glume de alea de copii proști. Cum vedeai că trecea vreo femeie pe lângă tine, te întorceai și îi zice lui tovarășul tău, dar cine mă asta, e prietena ta, ceva de genul ăsta, nu mai mi-aduc glume de alea proaste. La un moment dat trecea femeia asta, mai grăsuță era, bă, și trece pe lângă mine, eu cu vrăjeală de șmecher. E zi lui tovarășul ăsta meu, bă, da. Prietena ta, mă, ce faci, nu o saluți. Bă, mâncava și gura voastră. Bă, dacă aș fi putut să tac din gură, aș fi tăcut să nebunesc. Iasă un om, era om, avea 40 de ani, cred. Dar nu eram copil, era om. Era. Îi ziceai să rămână dacă îl vedeai pe drum. Și zice, ce zisești, mă? Ce zisești? Ce probleme ai cu femeia aia? Bă, frate, eu nu zisei nimic, să nebunesc, să mor, pești nebun. Ce ai, mă, nene, cu mine? Bă, ce ai cu mine, mă, nene? Cum că eram zmardoi cu gura, din spatele meu a venit tovarășul meu care era zmardoi cu pumnul. El era bazat să nebunesc. Că dădea el cu pumnul, se speriau și fantoamele mâncați.
Bă, se întoarce omul ăsta și zice, băi, Cheliosule, ce vrei, mă? Ce te bagi în seamă tu? Bă, că ce vrei de la tovarășul meu, că să nebunesc, că nu știu ce, nu știu cum. Omul ăsta avea el 40 de ani, dar și el tot așa avea glume de copii până la urmă. Mi-am dat seama după aia. Bă, lasă-mă în pace că ești chelios, doar ce ai ieșit din pușcărie, îți dau un pup că te omor, chestii de genul ăsta. Tovarășul meu și mai zice, maker, bă, eu te rup, eu te fac, deci... Ce mi-aduc aminte, că mi-a rămas în cap, că ăsta pur și simplu l-a luat frate de piept, a dat cu el în boscheț, tovarășul meu nu s-a mai ridicat din boscheț, stătea acolo și aștepta să plece ăla, că și-a dat seama că nu era șmecher pe punct cu băiatul ăla. A zis, bă, mai bine tai din gură, stau aici în boscheț, pleacă, mă ridic și ne ducem acasă. Oricum, e întuneric, nu ne văzut nimeni. Mi-aduc aminte iară de o bătaie. Aia a luat-o frate meu și încă un tovarăș de-al nostru, frate. Era un băiat de la etajul 1, care stătea pe lângă noi, pe acolo, pe la 2-3 scări mai departe de noi. Bă, eram copii și aveam tubermane. Nu știu dacă copiii din ziua de astăzi știu ce înseamnă. Aveam tubermane, frate, și făceam și noi gorneți. Trece băiatul ăsta pe stradă. Cu tubermanul, de te morții mătii. Și-am fugit, frate. A fugit ăsta, am ieșit, pam, pam, a trecut o oră jumate, nu mai țin minte. Ne-am strâns câțiva tovarăși în fața blocului, mâncam semințe și vorbeam. Hai ce facem, unde ne ducem, pe unde facem. Bă, problema că noi, eu, cel puțin, când am tras cu tubermanul, nu mi-am dat seama că am tras în unul șmecher. Am tras și m-am ascuns în scară, deci... Bă, la un moment dat vine ăsta cu tovarășii lui. Și erau și mai mari de vârstă ca noi. Noi eram păduchioși, copii șmecheri de cartier. Ăia erau patru șmecheri pe ora, să zicem așa. Și chestia frumoasă că am impresia că careva din grupul nostru îi și cunoștea pe ăștia. Bă, care trasă-mă cu tubermanul astăzi? Ai, frate meu, bă, ce ai, mă, mâncați-și, bă, ce se întâmplă, bă? Aici, lui frate meu, bă, taci din gură, că ăștia se luară de tovarășul meu, nu știu ce, nu știu cum, bla, 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 bla. Vine tovarășul ăsta al meu. Bă, ce vreți, mă, veniți aici la noi în cartier să vă dați cu pula mare, bă, dați-vă în pula mea, plecați de aici să nu iasă scandal. Bă, fraților. N-am mai zis nici măcar un cuvânt. Bă, când a ieșit unul din aia și i-a dat un pumn. I-a dat o palmă. Bă, și era la noi, în spatele blocului. Blocul era făcut așa în formă de U. Bă, când i-a dat o palmă, să nebunesc, am auzit ecoul, frate. Pum, 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 pum. Bă, i-am văzut fața instant roșie. Dar cu palma aia i-a dat așa de multă teroare, că aveam impresia că cu băiatul ăsta era mut. Bă, nu mai vorbea. Bă, nu mai vorbea. Deci când mă vedea pe stradă, bă, din prieteni la cataramă, devenisem că nu mă mai... Bă, nu, că nu mă cunoștea. Nu mă mai vedeam. Nu mă mai vedeam fața ochilor. Și să vă povestesc, bă, cred cea mai urâtă bătaie care am luat-o eu. Dar în același timp, tot timpul, a luat bătaie și un tovarăș de-al meu de acolo. Bă, deci, am luat eu bătaie de data asta, dar tovarășul meu săracu a luat și mai multă bătaie și n-avea nicio vină. Să vă spun așa cum au fost chestiile. Eram la bloc, în cartier, șmecher de cartier, mafios de cartier. Când aveam eu 15 ani, 16 ani, în a fi mafiot înseamnă să fii șmecher pe cartier. Nu bani, mașini, fete și mafioții din ziua de astăzi. Bă, și trec băieții ăștia. Era întuneric și acum mi-aduc aminte. Și ne-am zis, bă, vorbiți, bă, ușor pe aici, că pe aici trece lumea să ne punesc. Aici lumea doarme, nu mai urlați. Au tăcut ăștia din gură și au plecat. Păi, bă, fraților, ce să vă zic, mă, mâncă? După
A doua zi vin niște băieți și zic, bă, ai grijă că te caută niște băieți. Eu eram smart doi cu gura, mă doare pula. Și vor mă, pe să vină aici să mă caute, dacă au curaj să vină în cartier să mă caute, mă doare în pulă și chestii de genul ăsta. Bă, frate, să-mi aduc aminte să te-am acolo pe stavele aia principale, mâncam semințe și noi, eram și maică de cartier. Și la un moment dat am auzit voci, multe gălăgie, dar pula mea. Bă, când văd că iasă de pe strada asta micuță vreo 30 de copii. Că poate ăștia acum, copiii din ziua de azi, nu știu ce înseamnă să faci, să te bați între cartiere. Când te băteai între cartiere, ajungeau și câte 30-40 de copii să se bată, mâncava și gura voastră. Bă, mi se părea o armată când i-am văzut de pe strada aia. Și eu eram acolo, pe strada asta principală, eram cu eu și cu încă un tovarăș de-al meu. Tovarășul meu deja că avea 1,10 m, ați înțeles, tot mâncață. Și băi, micuț era. Bă, m-am gândit. Dacă fug, mă fac de râs. Stau. Cel puțin stau să mă fac că mă iau cu ei. Și după aia încea mereu ca să fug, dar cel puțin să nu fug dracu din prima. Bă, la da, problema care e? Că înainte să vină ăștia, îi cerusem și o brățara lui tovarășul meu, să o pun și-o pe mână să văd cum îmi stă. Deci stăteam cu brățara lui, șmecher, mă simțeam frumos și eu. Golan. Bă, au venit ăștia. Bă, ce a avut tovarășul meu, pam, pam, și încep să mă ia la palme, mâncava și pula voastră. Bă, eu m-am dat în spate să fug. M-au prins. Problema care e, frate? Că nu știam ce să apăr mai înainte. Fața mea? Sau brățara stuia? Că eu m-am gândit să nu fiu dracu și prost, că mă bat ăștia, pierd și brățara și deci rămân și bătut și trebuie să-i dau și banii pe brățara stuia. Deci ăștia când au început să dea în mine, m-am pus cu capul în jos așa și cu mâna pe brățară, frate. Că am zis, bă, lasă-i să dea că trece, dar să nu pierd dracu și brățara. Am fugit. Au plecat și ăștia. Și mă duc la tovarășul meu. Bă, futu-i în gură, bă, de ce mă bătură, să nebunești și mă dor cu astele. A, futu-vă în gură, vă prind eu. Bă, prietenul meu ăsta tăcea din gură, să nebunești. Bă, nu zicea nici măcar, a, bă, nimic nu zicea tovarășul ăsta meu. Bă, fraților, eu am luat bătaie, că mi-am meritat-o, frate. M-am luat de ei, mă dădeam și mardoi în cartier. Dar săracul băiatul ăsta n-avea nicio vină, nici măcar nu era acolo în seara aia în care eu m-am luat de ei. Bă, fraților, după o zi, după două zile, au venit niște băieți și mi-au povestit cum a fost chestia cu bătaia. Că ei au văzut bătaia de la început și erau pe altă parte de la strada aia. Bă, am văzut, v-au bătut bulangii ăia, bă, dar câți erau, să nebunesc. Bă, și vorbea cu băiatul ăsta după aia, ca să nu-i dau numele. Bă, să nebunești, au dat în tine, te-au dat cu tine de pământ, te-au dat în gură cu picioarele, frate. Și tu nici măcar nu știi cine erau, nici măcar erai și tu pe acolo. Bă, fraților, mi-a fost rușine să mai mă plâng că am luat bătaie. Păi eu îmi luasem și-o două palme după cap, când stăteam așa cu mâna, mi-au dat fraiere după cap ca copii. Bă, și cred că mi-au dat și mie un picior pe la coaste. Nu știu, frate, dar picioare de 15 ani mâncați așa, că nici măcar nu le simți. Bă, de-aia când am auzit câtă bătaie a luat tovarășul ăsta meu. Doamne, doamne, doamne. Bă, și săracul nu zicea nimic de rușine să mor eu. Era rușine să povestească câtă bătaie a luat în seara aia, că el nici măcar nu știa de ce au venit aia. De ce vreau să ne bată. Și el a stat acolo pe loc, a zis, bă frate, eu nu am nimic cu ei, nu mă cunosc, nu mă bat. L-au bătut ăia și ce nu mi-au dat mie să mor dacă vă mint. Bă, de frate meu, să nu vă mai povestesc câtă bătaie a luat. Bă, ăla de mic, cred că a crescut din cauza bătăii mai mult. N-a crescut că trebuia să crească, că era în perioada aia a pubertății, frate. Ăla a crescut că a luat bătaie. Ăla când ieșea din casă, cum punea piciorul afară, ăla lua bătaie din cauza mea. Să mor dacă mă mint. Băi, fraților, ăștia sunt câteva episoade din viața mea în care am fost zmardoi cu gură. Și mai sunt multe. Puh,
Pe fiecare zi eram smardoi cu gura. Și pe fiecare zi, vreun tovarăș de-al meu pierdea vreo bucată din cur din cauza bocancilor. Mai se pierdea prin boscheți când îl aruncau tovarășii mie cu care mă certam. Și așa mai departe, frate. O să vă mai povestesc. Nu vreau să dau nume, ca să nu se supere băieții. Sau o să-i întreb dacă pot să povestesc și cu nume. Să fie așa mai frumos, cu nume, cu tot. Dar între timp vă povestesc așa, scurt și cum trebuie. Vă pup și să aveți o seară plăcută în continuare.